Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai jucăm niște WWE. Mi-a mai făcut aici un wrestler pe numele său. Nu știu, n-am știut ce nume să-i pun. M-am gândit ceva gen așa de rapper și, nu știu, m-am gândit așa. Uzi de la BG Mafia, 50 Cent și i-am dat aici numele de 9 mm. Hai să vedem dacă ne putem bate creația într-un match Hell in a Cell. Ați văzut că ăsta are doar 88 overall, dar să sperăm că îl putem bate pe Nightmare, care are 95, are overall-ul Roman Reigns. Dar chiar, bă, să lăsați și un comentariu care vi se pare mai mișto. Nightmare sau 9 mm ăsta. Și ăla nu e sfârc, era un tatuaj cu un glonț, dar se vedea urât la bustul gol. Întâi am avut intenția să-l fac să semene cu mine, dar nu prea mi-a ieșit, așa că am zis, hai să încerc ceva și la Panorama. I-am băgat și ăsta OMG momenturi și toate cele. Ce micuții pe lângă Nightmare. Zici că e fraxul mai mic. Și cred că trebuia să dau jocul mai încet un pic. Ce dă ăsta în mine? Dă în mine ca într-o târfă. Hai, ieși. Deja mi-am stricat o boară de energie. E vină cu... Hai, urcă. Box springboard. Bun, dropkick. Ia să mai încercăm niște springboard-uri din astea. Frumos. Hai să-l prindem. Ce avem aici? Lute Express. Nici nu mai știu manevrii am pus ăstuia, că acum vreo săptămână sau două l-am creat și nu cred că m-am luptat cu el până acum. Ia, hold dirty pin. Hai să încercăm un dirty pin. Unu, da, degeaba. M-a prins ăsta în Irish Whip. Puta repede obosește. Nu i-am dat puncte în energie. Bine, așa sunt și eu la fel de puturos. Obosesc repede dacă mă pui să alerg mai mult de 150 de metri. Ia ce vrea asta să facă? Dă-mă drumul, firai tu să fii. Dacă era Royal Rumble, eram ca și terminat. Too late. Măcar am 4 reversal-uri, ăsta are doar 2, m-am trecut deja în momentum. E și mai proaspăt. Bă, că nu faci nimic, atunci dau eu în el. Mi-a întors iarăși. I-am întors, stai că e bine. Bun, backdrop. Să vă arăt ce semnătură i-am, ce semnături, ce manevre are. Hai, mă urcă. L-aștept să intre. La taunturi nu i-am umblat, i-am lăsat taunturile alea default. Hai să ne suim pe coardă, a doua coardă. Bag un salt micuț. Bun, hai că l-am prins. Ia mă, ce manevră, chiar nu mai știu. Trouble in Paradise i-am pus. Și ceva. Hai să facem un taunt. Da, pe spate mai are un tatuaj, dar degeaba. Bă, doar prea skill-ul l-am făcut pe săracul om. Cred că la, cum, la câte skill-ul de trebuia să-i fi dau cam un 75 overall, cred. Hai, ridică-l pe fraier. OMG moment, hai, ce am pus? German suplex. Hai că am rupt cușca cu el. Mai bine îi puneam spirul, sincer, sau nu știu. E, măcar am reușit să rup cușca, ia mă, pot să iau scaun, parcă mai încercat toată să iau scaun și n-am reușit. Hai că pot. Nu pot. Bă, că l-aruncă direct. Ia să-i suim pe cușcă. Hai mă, vină încă dacă ai tupeu. Little known fact, the Hell in a Cell match is actually inspired by a 1983 cage match dubbed the Last Battle of Atlanta. Hai mă, urcă. Chiar că zici că asta e o bătaie între doi frați care nu se suportă. Aici zici că e Kane cu fraxul mai mic sau chiar cu fistul, nu știu. Deși ăsta e negru și ăsta e palid. Mă rog, mai mult roșu, bine o fi și de la costum. Opa! Spinebuster! Hai că n-a rupt. Nu mi-a rupt coloana. Nu. Running power slam. Aoleu, m-a rupt aici, m-a terminat. Ce face asta cu voară? Bă, nenicule, ce faci? Bă, mă lași aici.
The way I see it, this might be a good time for the finisher. Și acum vine iar după mine. Guys, when you have as trained an eye as I do, okay, văd că ăsta s-a dus jos și... Hai mă, vină încă. And let me tip you off to something here. It's coming, and it's coming very soon. Nu e că dau un ești degeaba. Nu, 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 nu. Hai că m-a aruncat de păcușă. Cred că o să mă arunci acum. And it's an overhand punch. Bun, hai că am întors aici. Hai să vă arăt și cealaltă manevră așa semnătură. A. Am uitat că în afara ringului are alte manevre. Da, DDT. Trebuia să fi avut... mă rog, nu las să stric surpriza. Hai să încerc să-l bag în ring. Hai, ridică-te. Nu, coace. Haideți, finisher, n-am mai avut energie de finisher. You just can't miss by that much, Cole. Și am rămas fără reversal-uri. Au, ce-a început deja să rupă tavanul cu știi. A, nu-i bine, dăm drumul, dăm drumul, dăm drumul. Dropkick, bun. Hai să fac un taunt. Stai-mă jos. Ok, hai, mai fă-ți din energie. Ia și e mai... Deci DDT e așa. Și tot eu am rămas la podea. Bine că măcar am dat damage pe cap. Deși nu trebuia... Mă rog, ați înțeles ideea, că în afara ringului arăte manevre. Am uitat eu să-i umblu și la manevrile din afara ringului. La astea semnături. Hai, ridică-te. Aoleu, avea o... Am văzut că acum am OMG moment. Ok. Ia, poate rup... N-am rupt. Hai să încerc acum un OMG. Ce avem? I can't tell you how many victims have suffered the same thing. Uite-și tu forță pe ăsta. Bă, dacă l-aș face să cedeze, practic aș câștiga, că e deasupra ringului, nu? Going for something else, it seems. Am crezut că grupa asta n-am rupt nimic. Why else would he just let him out of that hole? This might be the end of the road for him, Byron. Well, if he can't get back to his feet, you're absolutely right. Măcar am făcut deja 3 stele jumate. He is a one-man gang in there. Îmi întoarce aici. He looks for it once again. Spinebuster iarăși. Cred că îmi dă, cred că mă aruncă de pe pușcă acum. The first one was vicious, but somehow this one was even more devastating. Ok, ăsta văd că s-aruncă, nu înțeleg de ce. Hai să fac repede un taunt. There may be no coming back from this incredible. Hai, da, lupte expres. Bine că are capul spart. Uite ce mișto este cu sângele la pe cap. Îmi întoarce iarăși. Nu, nu, running power slam. Mi-a rupt coloana, gata. Și acum iar coboară. Bă, caracterele astea o inteligență foarte bună, n-am ce spune. Și m-a lăsat acolo sus. Bă, în loc să mă arunce și el de pe cușcă. Ia, cu arbitrul deja s-a plictisit și săracul. Shockwave sent down the spine. Wow, missed by a mile. Had that one well scouted. Ain't no stopping him. Aoleu, ce big move mi-a dat. Ne joacă în picioare, iar îmi dă spinebuster. Și îl am întors. Vino cu ce, vino cu ce. Iar îmi întoarce, bine că noi. Bă, ce le întoarce. Auci. You can feel it in the first few rows. Yeah, face plant. A făcut iar semnătură, poate o întorc din nou. Nu i-a mai întors. That might just be the final nail in the coffin.
Ai, mă, nu spune că iarăși coboară. What a brutal beating we've seen dished out so far. De ce? De ce coboară? Hai, mă, refă-te. Bun, hai că mă dau mai așa și încerc să-l arunc. Eu vreau să rup cușca cu el, tavanul cușcii, ce nu e așa clar. Ok, nu mai știu ce am. Așa că... Stunner! Nu s-a rupt. Sau s-a rupt, dar n-a căzut. Iar îmi întoarce, serios. Omega Drive. Ăsta a fost finisherul său, cred că da. Mă, ce mi-a făcut. Bă, clar cred că se lasă cu accidentare ceva. O încheiere de carieră după meciul ăsta. Bă, dar ce bede se arată aici de sus. Păcat că-i buguit costumul și dă se rupă. O, te știu, se vede curul aproape. Iar coboară ăsta și vă călătră și câinele și nu știu de ce. Hai, mă, urcă. I think we're at the point in this match where the finisher could be used at any moment here. Ok, am întors aici. Și am dat eu super kick de la din spate, gen cum dă ruse, Fred. Ok, ia să mă dau mai așa. Nu știu cum să-l arunc. Cum să-l ridic așa, așa că... Îl voi duce așa. Cu un super kick. Iarăși, mă, iarăși. Nothing nice about that move, guys. Few superstars are as dominant as this guy. Going for broke. Hai, dacă un DDT. I-am dat damage pe cap. Ar trebui să fie mort ăsta. Nu, nu, am crezut că mă aruncă. Cred că iar o să-mi dea Spinebuster și... N-am reversal, Spinebuster. Game, set, match. This one is over. Nu-mi spune că el coboară acum. Iarăși vine. I don't know, guys. I really thought we would have seen the finisher already. Hai, mă, vino cu a. Dropped by a clothesline. At some point, the referee may want to think about stopping this one before somebody gets seriously injured. Taken down with a beautiful suplex. See what kind of response. Okay, now nu mai simt ce combinare, ce combinație de taste i-am dat. Iar mă trântește jos. And he lands a nice counter. Nici eu nu știu cum să iau să-l arunc. Byron, he may be down for good. That wouldn't surprise me at all, not after the beating he's taken. Ia, iar-mi dă Omega Drive. Pile driver. To think I almost sau Pile Driver, ce fost ăsta? Uite, știu ce mi-a dat. Hai, mă, aruncă-mă de pe cușcă, nu vrei? This might just be one of the most intense Hell in a Cell matches I've seen in quite some time, guys. Look out below. Gata, m-a căzut. Ia, OMG moment, ce mai am? Nu, hai că-i dau charge finisher. Both these superstars appear to be operating on fumes here, guys. Hai da, hai, îi dau charge finisher numai să scap de el. Să speră că n-are resiliency. Un RKO frumos. De ce am apăsat să... De ce am apăsat pe picior să dau, nu știu. Să sperăm că nu mai iese. Da, nu a mai ieșit. Am reușit să-l bat. Ia zi ce relori avem. Și am dat eu 3 powerbomb-uri pe tavanul cuștii și... A, doar un powerbomb și un submission. I-am întors un Spinebuster într-un DDT. I-am dat aici stunner-ul și n-a căzut în groapă. Mi-a dat el Omega Drive.
I-am dat și un DDT. Dar KO ăsta de pe final nu mi l-a arătat. Ceva ia tu-te, mă. Vine Samoa Joe, serios? Vino mă încă, măi Joe, măi Joey. E, cu ocazia asta vă arăt și cealaltă manevră semnătură ce am setat lui ăsta. Și... Big ending! Nightmare vino încoace. Hey, what goes up must come down. He is a one man gang in there. Whoops, that man. Ia s-a trezit și ăsta, văd. Ador bagurile. Hai mă, atât să... Da. Mă, du după ăla, dar trebuie să vină Joe. Aici a fost greșeala mea că n-am dat să-l atac pe Joe. Left, și știi ceva? Joe, tu ai vrut-o. Stai că e încurcat-o acum. Ia că îl bag într-un street fight. Nu știu cât a ținut episodul, dar mai bag acum un meci. Oricum a ținut puțin meciul ăla. Ok, no holds bar. Asta ar fi sau last man standing, nu că ține mult la... Extreme rules, hai da. Așa și acum S. Hai să dau pe litere așa. S, 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 S. Samoa Joe! Hai că amândoi au 88. Overall o să fie frumos. Frumos, am zis cumva frumos, tă? Frumos, așa. Ce moacă are Joe. Dar îmi place genul de bărbuț așa de cioculeț. Mă, cât e grăsanul pe lângă mine. O să mă joace în picioare, mai mult ca sigur. Și să înceapă meciul. Ustul ăla cu cușetă acolo, ceva gen, te sparg fraiere, cam așa se uită. Ia mă, iar mă bagă în colț. Aia, du-te dracu, hai că deja full curent. Hai, suietă pe coardă, mai face și noi manevre de aici. Pac, elbow drop și l-am prins, bun. Am făcut nici măcar jumătate de stea până acum. Să facem și un taunt, deși degeaba îl fac. Hai că fac acum un taunt. Hai. Fac un colț cu el. Dăm și așa una. N-am apucat să-l prind, băgam ea și... Mi-a întors și el aici una. Ok. Pac. Ia stai în ring. Hai că eu ies puțin așa. Joe, tu ai vrut-o. Dă-mi încoace o armă. Kendo stick. Hai, dar repede, dă kendo stick-ul. Și m-a prins ăsta într-un suplex sau ce-o fie ăla și... Îs ca și mor deja. O să mă... Slavă Domnului că măcar nu s-a pus tu gol ca ăsta. Puta gras, mai e Joe. Stai, știu cum e atârnă. Așa am văzut un gif pe Facebook, un chinez, corean, ce naiba era. Se juca pe calculator și voia să-și aprindă o țigară. Și a scos... Și a scos bricheta exact de sub... ce am dat cu genunchiul acolo? A scos bricheta exact de sub... țâță de acolo, cum atârnă țâțele. Bă, nu ești la oină, dă în jos, așa. Stai că s-a ridicat. Na. Hai că am făcut aici deja o semnătură, hai că mai trutesc un ochi în dostie cu se ridică. Din asta nu s-a mai ridicat. There it is. Did you hear that crack? That connected. I think that was harder than the first time, Cole. E, măcar am apucat să vă arăt big ending-ul. Ok, de ce a dat la din mâna din ori de parcă... În fine, să ne face că nu s-a întâmplat nimic. Ia dă și o bâtă, hai. Dă mai cinstit de luptă de stradă, de rapper. Trebuia să fac și un caracter rocker. Cred că știu ce fac tura viitoare. Că dăm și cu bâtă, hai că numai meleuri folosesc acum. Michael, that is so dangerous. Așa boxăm aici cu el, pac, dropkick. Deja am mai făcut o semnătură. Măi, Joe, te crezi tare, vină încă... Da. Și ceva trebuie să rupe masa comentatorul cu el. Fiindcă am vrut să fac asta cu...
Nightmare să n-a mers, aia de aici un Trouble in Paradise. Hai că am început bine meciul. Ok, ești de aici din ring. Văd că se aud comentatorii deși n-au scaune. Asta e foarte interesant. Ai difuzat doar pe WWE Network sau ce? Că n-ai nicio masă pe care să zică ceva legat de Fastlane. Big miss for him there, and he'll likely pay for it here. Ok, bă, prea multe OMG-uri am dat, să dea naiba. Ok, hai să-i dăm aici unul. Stai acolo. Fiți atenți aici, frumusețe de OMG ce am pus. Hai că n-am exagerat. Și, opa! Na, Shawn Michaels parcă făcea așa. Sau, nu Shawn Michaels. Shane McMahon așa, că el se mai arunca așa. Et, fiindcă tot n-am terminat, hai să mai scoatem ceva de sub ring de aici. Hai să încercăm și cu o scară. Dă scara încoace. Văd că ăsta se ridică, ia vină încoace. Stai jos, așa, cu minte băiat. Nu pot pune. Văd că nu. Nu pot pune scara, acu bagă ring atunci. Și mai scoși o masă. Hai să punem masa. E, dacă tot facem Extreme Rules, folosim tot ce avem în, la îndemână. Stai jos și așa. Hai, pregătesc cu aici ceva. Opa. Dăm cu aceasta scara. Hai să o punem în colț aici. Hai că o punem în colțul ăsta. Tu, stai aici. Stai, mă. Așa. Luăm și masa. Stai că ăsta văd că vrea să vină. Hai că l-așteptăm să vină și mai trântim o măsuță așa. Stai jos. Bravo. Stai și tu așa. Bun. Trebuia să-i fi dat foc la masă. Cam așa ar trebui să-l duc în... Nu asta am vrut să fac, dar e ok. Du-te în colț. N-a mers. M-a aruncat ăsta în scară. Auci. Începe să refacă momentum, Joe, văd. Pac și-n scară. Aoleu. Ea a făcut deja signature. Mi s-a dus o bară. Chestia e să nu facă cochina clutch-ul. Finisher-ul, că ar fi riscat și mort. Ia treci înapoi în ring. Mamă, putea să-i dau OMG. Acum am văzut. Pac! Vicious neck breaker. Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way right now. Și din nou big ending, deși e prea upskill-ul de asta să poată da big ending, mai ales cu un grăsan din ăsta. Grăsan ne treci în colț. Nu s-a rumas așa că fac un taunt. Hai mă, ridică-te, dă-te în beteșic. Cum ar spune un prieten din Ardeaz. Bă, dar asta nu vrea să stea în... Cred că e prea mare distanța și de-aia. Hai că la... prea mică, pa. Hai că la aruncă mai de-așa și ne-a aruncat el, frumos. Aoleu, ăsta o să rupă... Nu. A rumas cu noi. He's in trouble. Aoleu. Suplexitic cam ar fi aici. Orice ar fi, să-i întorc neapărat finisher-ul, că mă rupe dacă îmi dă cochina clutch-ul. Cred că vrea să-mi dea Muscle Buster. Ia du-te, Joe, și ceva. Ia du-te, dracu, Stunner! Hai să-i scoatem finisher-ul. Că asta sigur e reziliency, dă-l încolo. 2 3 A, n-a vrut să-și dea finisher-ul. N-a clambat după Joe. Două victorii din două, cam așa zice. Hai să dăm aici reluarea de la saltul ăsta. Pac! L-am aruncat în masă, dar n-a vrut să se rupă. Nu s-a dat peste cap, ia. Mi-a de la aici semnătură. Cred. Dar stă Naruto în lumină. Joe, stai că n-am terminat cu tine.
Ia treci în ring. Așa puțin lași-o. Treci în ring. Hai că nu mai vine nimeni să te salveze. Ok. Suiete așa. Hai, urcă. Băgăm așa una. OMG moment ce avem. Ia să dăm și un OMG așa frumos. A, trebuia să fie cu pină asta sau ce naiba. Stai, ce face? S-a pus arbitrul să numere. Bă, s-a pus arbitrul să numere. Așa. Na, l-a făcut și să cedeze. Îmi dau și comeback-ul. N-am mai apucat, dar și comeback-ul. Eh, hai că l-am bătut și pe Joe. Bă, sper că v-a plăcut episodul ăsta de WWE, cu wrestler ăsta creat de mine. Dacă mai vreți să mai fac wrestler, mai fac. E ok cam aici. Ne vom auzi data viitoare.